Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Prin Plan Obiectiv la Televiziunea Română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Intrăm pentru început în deschiderea ediției de astăzi în culisele Jocurilor Olimpice de la Paris. Vom vorbi apoi despre sport accesibilizat pentru toți. Ionut Staicovici, fondatorul Asociației Kayak Smile, va fi în platoul nostru. E în același timp și Săptămâna Mondială a Alăptării, iar la Cluj-Napoca are loc un simpozion regional dedicat promovării alăptării și vom vorbi și despre asta. Iar la închiderea emisiunii, cățelușa Daisy va veni în platoul nostru, e un câine de terapie, va veni însoțită de către Maria Paula Bocoș, care e medic veterinar. Așadar, multe subiecte pentru astăzi și sperăm totodată motive întemeiate să rămâneți alături de noi. Vă spuneam, Jocurile Olimpice de la Paris, ediția cu numărul 34, pe data de 26 iulie, au debutat și timp de 18 zile îi vor ține în fața ecranului pe toți iubitorii de sport. Foarte multe dintre competiții, dintre evenimentele care au loc la Paris sunt transmise, după cum bine știți, de către Televiziunea Română, iar noi intrăm acum în legătură directă prin Zoom cu domnul Dorin Ilie, e director de imagine la France Television. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua! Vreau să ne spuneți, pentru început, cum e să faceți parte dintr-o echipă atât de numeroasă și ce efort logistic presupune transmiterea Olimpiadei de la Paris, ediția cu numărul 34, le spuneam telespectatorilor noștri. Da, în primul rând, France Television are practic 4 situri de transmisie permanente, unul la Club de France, unul la Trocadero și alte două la Stade de France și în incinta locurilor unde se desfășoară evenimente, la Tour Eiffel, Place de la Concorde. Majoritatea filmărilor se fac în special de către noi, France Television, în zonele unde avem sportivi. De exemplu, cum a fost la natație, cum a fost la judo și chiar astăzi va fi finala, semifinalele la judo cu echipa Franței. Iar ca și sistem de implementare, lucrăm în momentul Trocadero este pe acoperișul de la Trocadero, e platoul principal de transmisie. Tocmai s-a realizat Telematin, toate emisiunile și jurnalele de prânz și de seară ale postului de televiziune France 2, numărul 1, se transmite de la Trocadero. Deci France 2, care este echivalentul TVR1, are toate transmisiile news, de Jocuri Olimpice, de jurnale, de Telematin, de la Trocadero. Platoul este fenomenal, vederea este fenomenală și chiar și ceremonia a fost transmisă de acolo. În schimb, ceea ce trebuie să știți este că ceremonia a fost transmisă cu 150 de camere, practic a durat timp de 3 ore. O parte din camere erau utilizate de către televiziunea americană, o parte de noi, de France Television. France Television are practic 6 caruri regie permanente. Unul dintre caruri este, de exemplu, la Lille, unde sunt meciurile de basket. Pe urmă avem transmisiile din Tahiti vis-a-vis de competiția de surf și acoperim practic toată Franța și zonele de competiție olimpică. Amintim, domnule Ilie, telespectatorilor noștri, despre faptul că ea a fost, de fapt, pentru prima dată când ceremonia de deschidere nu s-a desfășurat într-un stadion. Cumva, de-a lungul Senei, în mai multe puncte care au fost marcate pe o hartă, au avut loc foarte multe transmisii, ceea ce presupun că, de fapt, a complicat lucrurile pentru dumneavoastră, pentru echipa de transmisie. Cum a fost? Au fost, practic, pentru cele 150 de camere, au fost afectate 5 regii complete, conectate și avantajul care a mai existat a fost că unele dintre tablourile care au fost prezentate în Louvre, de exemplu, erau deja preînregistrate.
Pe urmă, partea, să zicem, de defileu pe malul Senei, erau și drone care erau conectate la regiile de transmisie, plus ceea ce numim noi cameră cat, camera pisică, care practic este legată de către zona turnul Eiffel până la Trocadero. Și atunci, ca și imagine, era practic imaginea de trecere în permanență de la un eveniment la altul, de la un tablou la altul. Și noi vedem acum în imagini poze pe care dumneavoastră ni le-ați pus la dispoziție și vă mulțumim pentru asta. E Nadia Comăneci în unele dintre ele, iată chiar în aceasta, alături de Caterina Sabo. Reamintesc, doamnelor, domnilor, în ceremonia de deschidere, o mare surpriză din partea organizatorilor. Nadia Comăneci, una dintre purtătoarele flăcării olimpice pe barcă. De altfel, a fost o ceremonie cu multe surprize. Momentul Celine Dion de la final. Ne apropiem, domnule Ilie, de finalul intervenției noastre și vreau să vă întreb care e atmosfera în Paris în aceste zile. Foarte multă lume venită din toate colțurile planetei, foarte mulți sportivi. Povestiți-ne puțin. Vă văd că sunteți în aer liber, în stradă, da. Cred într-o pauză, nu? De la da, transmisiile exact, care exact. Au loc. Vă rog. Da, pentru că, practic, zona unde se desfășoară evenimentul principal, zona Concord și zona Champ-de-Mars, lângă turnul Eiffel, este extrem de aglomerată, trebuie la un moment dat să te retragi un pic. Sunt foarte mulți turiști, toate naționalitățile sunt foarte încântați de tot evenimentul și măreția evenimentului. E adevărat că este unic. Francezii, din punctul ăsta de vedere, au reușit foarte bine să dezvolte, să zic așa, arhitectura, istoria Franței, menținând frumusețea Parisului și a Franței. Dorin Ilie, director de imagine la France Television, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp. Știm, programul dumneavoastră e extrem de încărcat în această perioadă. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi la Televiziunea Română și ne-ați introdus puțin în această atmosferă a Jocurilor Olimpice de la Paris. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, ceremonie de închidere în data de 11 august. În același timp, și motoul acestei olimpiade e unul, aș spune eu, extrem de inspirat. Singuri mergem mai repede, împreună ajungem departe. Vă invit să urmăriți transmisiile de la Paris, la Televiziunea Română. Sunt la această ediție cu numărul 34 și sporturi noi intrate în competiție, spre exemplu breakdance, unul dintre ele. În data de 9 și în data de 10 august vor avea loc aceste competiții extrem de interesante. Noi mergem acum mai departe. Salina Turda, promovată de Ambasada Americii în România. O publicație americană a desemnat Salina drept una dintre cele mai interesante lupi subterane de explorat, alături de alte atracții turistice, dar și evenimente culturale. Județul nostru, județul Cluj, a reușit să ocupe locul 3 la nivel național și în topul destinațiilor turistice în prima parte a anului. Priviți! Județul Cluj a fost în prima jumătate a anului a treia cea mai căutată destinație turistică după București și Brașov, cu peste 230.000 de turiști, dintre care 81% au fost români. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul total al vizitatorilor a scăzut ușor, însă cel al turiștilor străini a fost în creștere. Ce ar fi de remarcat, totuși, chiar dacă numărul total al turiștilor din județ a scăzut, turiștii străini s-au menținut în această perioadă chiar o ușoară creștere de 0,3%. Deci se pare că turiștii români au fost mai puțini la nivelul județului Cluj. La nivelul municipiului Turda, unde știm că avem Salina, a fost o ușoară creștere, 2% față de anul trecut pe această perioadă. Una dintre cele mai vizitate atracții a fost Salina Turda, care se bucură de o continuă promovare. Recent, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România a promovat atracția turistică din județul Cluj în mediul online. Asta după ce o mare publicație americană a desemnat Salina drept una dintre cele mai interesante lumi subterane de explorat. This place, like nothing I've ever seen, it's like being on a different planet. De la un an la altul, Salina Turda atrage din ce în ce mai mulți turiști români, dar și din străinătate. Anul trecut au fost peste 600.000, cu 70.000 mai mulți decât în 2022, iar mai departe, autoritățile își propun să atragă anual aici 1,5 milioane de turiști.
Timp de peste 2000 de ani, oamenii au extras sarea de la Turda, creând o mină vastă cu camere de până la 100 de metri adâncime. După încetarea exploatării miniere în 1932, salina Turda a fost folosită ca adăpost antiatomic în al doilea război mondial și ca depozit de brânză. Din 1992 a devenit atracție turistică, iar ultima modernizare a avut loc în 2010. Acum autoritățile vor să continue tunelul spre mina Iosif, lungă de 50 de metri, pentru includerea în circuitul turistic. Acum ne apucăm de a doua salină Turda, mina Iosif, suntem în pregătire deja într-o etapă avansată și Castru împreună cu salina vor fi punctele forte ale circuitului turistic care se va naște la Turda. După 6 ani de lucrări și castrul roman de la Turda a fost restaurat și modernizat. Mai este nevoie de modernizarea drumurilor de acces și construirea unei parcări. Până atunci, tururile pot fi făcute doar în grupuri organizate, urmând ca de anul viitor atracția să fie redată circuitului turistic, cu acces pentru toți doritorii. Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți prin Plan Obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Vă spuneam la începutul ediției, rămânem în lumea sportului și vorbim despre sporturi accesibilizate pentru toată lumea. Ionuț Stancovici, în platou alături de mine, fondatorul asociației Kayak Smile, am avut invitat și acum câteva săptămâni când pregătea activitățile de vară de pe litoral pentru persoanele cu dizabilități. Te salut, Ionuț, mă bucur foarte mult că ne revedem. Te salut. Spune-ne ce ai conturat deja pe litoral și ce se va întâmpla în perioada următoare acolo. Da, mai avem de lucru, suntem acolo până în 25 august. Vom duce peste 50 de familii cu nevoi speciale din toată țara și mi-am dat seama acum, venind primele săptămâni acolo, acești oameni minunați care sosesc pe litoral, aceste familii cu persoane cu dizabilități, indiferent că sunt nevăzători, că sunt cu un scaun, vin de fapt să mă ajute să identific mai mult nevoile lor care ar trebui să le îndeplinim ca ei să se poată bucura de un concediu la mare, exact cum facem și noi și cum ne bucurăm și noi. Și acum tu baleiezi așa între litoral, Cluj-Napoca, pentru că și aici sunt acțiuni, vreau să ne vorbești și despre asta, mâine, urmând să pleci înapoi la mare. Da. Am plecat acum de acolo, am identificat, am făcut ce am avut de făcut acolo, acum mă întorc, sunt aici, încep proiectul la Cluj, după care mă duc înapoi, pentru că încep să-mi sosească rândul 2 de echipamente, unde acele covoare speciale cu care vreau să accesibilizăm litoralul românesc. Și avem de lucru. Dar mă bucur că sunt la Cluj, pentru că, da, e proiectul de suflet aici la Cluj, unde accesibilizăm sportul pentru persoanele cu nevoi speciale. Și e un proiect în colaborare cu Primăria Cluj, cu care avem foarte mult de lucru și anul acesta, pe final de an, vrem să ne ocupăm de foarte multe accesibilizări în Cluj. Și noi vedem, iată, acum în plasmă, imagini caiac, nu? Da, pe lacul începem, bineînțeles, cu caiacul, pentru că noi suntem Kayak Smile, trebuie să începem cu caiacul. Vom avea luni, în fiecare zi de luni, vom începe de la ora 12 la ora 3, la ora 15, vom avea caiac pe lacul Gheorgheni, pentru toate persoanele cu nevoi speciale, din toate persoanele care își doresc să încerce acest sport, vom fi acolo pentru ei, pe lacul Gheorgheni. Iar seara, de la ora 6 la ora 7, pot să meargă persoanele cu dizabilități locomotorice în scaun, dacă vor să vadă echipa Clujului de basket în scaun. Excelent. O echipă foarte apreciată în toată țara, care se antrenează în baza sportivă Gheorgheni și pot să facă antrenamente cu ei, dacă își doresc. Iar mai avem miercuri, o să avem tenis de câmp pentru persoanele din medii defavorizate, pentru persoanele în scaun. Vom avea tenis de câmp, iar joi, la fel, dimineața la baza Gheorgheni, de la 8 la 9, avem tot așa, pentru toate persoanele cu nevoi speciale sau dacă sunt din medii defavorizate, vom avea inițieri în basket, de la 8 la 9, baza Gheorgheni. Mi-ai mai spus asta și cred că e important să le explicăm telespectatorilor noștri, dincolo de activitățile extraordinare pe care tu le faci, e și o culegere de informații, o analiză de nevoi, în momentul în care voi interacționați cu persoanele cu dizabilități care, iată, au șansa prin asociația Kayak Smile, doamnelor, domnilor, să încerce diverse sporturi, te și documentezi despre ce alte accesibilizări pentru alte situații poți face pentru ele. Da, pentru că noi accesibilizăm sportul în toată țara. În toată țara. Și trebuie să știu exact ce nevoi au, pentru că acum am identificat niște nevoi, de exemplu, de transport al lor. Pentru că ei degeaba accesizez activitățile sportive, dacă ei să se bucure, n-au cum să ajungă, n-au cum să iasă din casă sau n-au cum să se deplaseze de acasă până acolo. Acum am terminat un program foarte frumos unde am făcut un curs de perfecționare pentru peste 30.000 de șoferi din 30 de orașe care de acum intră într-un program care se vor ocupa de aceste persoane cu nevoi speciale, ceea ce este extraordinar. Iar și mai departe, o altă nevoie este aceea că în momentul când tu faci sport și îți place și vin activitățile cu noi, începi să devii independent. Și nevoia de a fi cât mai independent. A fi independent înseamnă și poate un loc de muncă.
ca să-și întrețină la un moment dat și familia. Sănătate mentală, da. Sănătate emoțională. Ceea ce emoțional. Este un program care iar îl avem de la Cluj. Avem la Cluj o firmă foarte frumoasă care vine alături de noi pentru și facem un bootcamp pentru 50 de persoane cu zavități din toată România. Niște lucruri foarte frumoase care le începem din Cluj. Ca să satisfacem nevoile astea care le găsim în taberele care le avem cu ei. Iar iarna mergeți pe pârtie. Da, da, bineînțeles. Am tras cu ochiul puțin mai devreme și am văzut imaginile care rula. Da, da, e un proiect, uite, ăsta la mare, de exemplu, e primul sezon al nostru. Aici identificăm. În proiectul de iarnă, pârtile din țară sunt deja accesibile persoanele cu dizabilități, chiar și cea de la Cluj. Sunt monitori acolo care așteaptă persoanele cu nevoi speciale, indiferent că sunt nevăzători, sindrom Down, autist sau cei în scaune, au scaun special care poate să-l testeze acolo și să dea cu el gratuit. Și așa se întâmplă toată țara. E un proiect în care suntem în anul 5, cred că, deja cu el. Ținăinte. Ceea ce deja dezvoltăm, deja să vedem care este mai mare impactul anul acesta care vine. De exemplu, vrem să stăm o lună jumate într-un singur loc, să vedem ce se întâmplă. Vin mult mai mulți dacă sunt doar acolo, pentru că eu știu din țară, avem scaune peste tot, în Vatra Dornei, în Sibiu, în Cluj, peste tot. Dar de multe ori mă sună cei din Cluj, de exemplu, și mă întreabă unde ești. Păi sunt în Vatra Dornei. Vin acolo. Știi? Deci tot vor să vină după tine, tot vor să vină să... Înțeleg că ei accesează, își doresc aceste lucruri și răspund chemării voastre, să spun așa. La Electric Castle am vorbit cu colega noastră, Andreea Noghi, jurnalista nevăzătoare de la radio. Îmi spunea că s-a temut pe pârtie, dar n-ai lăsat-o. Ai convins-o să încerce acest dispozitiv de schiat? Da, Andreea este extraordinară. Cu Andreea trebuie să întreb de ce s-a temut, de mine sau de pârtie? Da, bineînțeles că asta și putem să facem. Îi încurajăm foarte mult. Ei știu deja că eu sunt antrenor. Deci în momentul când ei vin să fac o activitate cu mine, eu știu că ei nu dorm o noapte, două înainte, sunt tensionați pentru că se întâlnesc cu mine și mie nu o să pot să-mi spună nu, pentru că stau și țin de mână până vor reuși să facă acei pași. Și o luăm foarte, foarte treptat și foarte încet, totul și foarte calculat. Și ei știu asta, dar și știind lucrul acesta, ei tot au emoții să ajungă. Revenind la mare, la litoralul românesc și la faptul că veți fi prezenți acolo până la aproape finele lui august, nu? 25-26 august, ce nevoi are o persoană cu dizabilități, fiind în cărucior sau fiind cu alte tipuri de nevoi speciale, pentru a putea să se bucure de plajă, de intrat în apă? Bănuiesc că e extrem de greu. Ajungi la mare cu un cărucior cu rotile, spre exemplu, cu un fotoliu rulant. În primul rând vreau să discutăm și cât de accesibile sunt hotelurile, iar apoi ce faci în nisip cu acel cărucior sau ce făceau până să ajungeți voi acolo? Da, era un pic mai dificil. Cărați în brațe, păi asta nevoia se întâmpla, unor aparținători. Asta se întâmpla în unele locuri, să știi că se implicau oamenii, se implicau salvamarii. Am găsit câteva echipe de salvamari foarte, foarte faine care s-au implicat și au dus deja oameni. Îi duceau într-adevăr cu baghiurile sau îi duceau în brațe, dar ajuta familiile ca să ajungă la acel șezlong. De pe acel șezlong se descurca familia să-l ducă cu colacul în apă sau cu ce puteau să-l ducă în apă. Da, e de lucru. Hotelurile, să știi că sunt destul de accesibile. Sunt destul de accesibile, dar nici ei măcar n-au știut că acea baie ajunge și are 60 sau 65 să intre un cărucior înăuntru. Acum, mergând acolo, mă întâlnesc cu foarte mulți și le arăt, mergând cu aceste persoane cu nevoi speciale după mine, le arăt că, uite, baia ta e pretabilă. Ok, nu merge la un scaun electric care este mai greu, dar la un scaun manual merge. Să știi de acum. Mă duc unde sunt camerele mai mari și verificăm dacă intră și cei cu scaunul electric. Adică avem puțin de lucru, dar va fi minunat când terminăm sezonul și să pot să vin să-ți fac un raport și să spun că facem foarte multe lucruri acolo pentru ei și mă bucură foarte mult faptul că lumea se implică. Nu știam încă la început ce să mă aștept, dacă compasiunea în acea zonă este destul de... Chiar așa, explică-ne, care e atmosfera? Cum vin oamenii spre voi? Sunt, să știi că sunt foarte deschiși și asta mă bucură foarte mult. Nu m-am așteptat. Mă așteptam puțin, fiind primul sezon, să zic ok, voi merge acolo, clar. Lumea se va uita, oare ce vrea să facă ăsta, de ce ne pune la lucru, de ce ne cheamă, de ce trebuie să stăm după el, de ce? Pentru că, într-adevăr, când ajung acolo și mă implic în acțiunea asta, vorbesc cu toată lumea de acolo. Adică am vorbit de la minister, am vorbit până la primari, am vorbit până la toată lumea de acolo, de la salvamari, toți au știut că sunt acolo și toți au zis, ok, ne implicăm în proiect. După 2-3 zile că i-am implicat în acest proiect și am pus persoanele să vină să-i vadă, unii să vină, într-adevăr, să-i aducă până la șezlong, unii să mă ajute salvamarii să-i ducă în apă cu acele scaune speciale, să-i punem în caiac și să ne bucurăm de apă, să-i ducem
cu jet ski-urile. Deci să facem niște aventuri. Am primit mesaje după vreo 3 zile de la toată lumea, scriindu-mi că îți mulțumesc că ne-ai implicat în acest proiect. Pentru că și-au dat seama cât este de frumos să te implici și să ai aceste acțiuni cu aceste persoane cu nevoi speciale. Și asta cred că e un lucru foarte important, pentru că suntem în primul sezon. Le arătăm cât e de frumos să lucrezi cu ei. Eu voi pleca de acolo, nu știm ce activități se vor mai ține după aia. Îți spun eu că anul viitor, când iară merg, deja toată lumea și merg acolo și plec de acolo, lumea în continuare va face acțiunile. Absolut, pentru că în momentul în care oamenii văd că se poate, da, și că există. Și că vor să se implice în aceste acțiuni, pentru că eu aduc oameni extraordinari acolo. Nu aduc pe nimeni să se plângă sau nimeni nu vine, să vină lumea să se bucure. Și de asta noi trebuie să înțelegem că un nevăzător în apă că-ți strigă cu o saltea sau cu un paddleboard sau ceva, toată lumea din jurul meu a început să râdă și să se bucure. Nu a înțeles nimeni că e ceva spectaculos că unul striga și se bucura și ceilalți 100 nu. Nu, ai început să râzi și tu când l-ai văzut. Indiferent că vezi pe unul un scaun, că vine și se bucură de apa mării, păi vineau și țineau oamenii de scaun să-l vadă cum plutea. Deci se întâmplă lucruri minunate și am să-ți arăt. Îmi povesteai fix înainte să intrăm în direct despre faptul că instalați anumite covoare care le permit lor să ajungă din hotel până în apă. Da, acele covoare, pentru că sunt destul de importante. Să știi că nu numai pentru cei cu dizabilități locomotorii, am văzut și cei cu autism, de multe ori e mai bine să meargă decât să meargă. O zonă de siguranță. Da, exact, exact, pentru nevăzători, la fel să o găsească, să o simtă până în momentul când ajung la apă. Și vrem să dotăm toate clinicile, toate hotelurile care au clinici de recuperare. Și asta mi-a venit ideea când am ajuns acolo și am văzut la Saturn, de exemplu, un hotel cu clinică de recuperare, nu aveau nimic până la apă, deci se mergea pe nisip, cu scaunele, se împingea lumea pe acolo. Și am întrebat pe patronii de la hotel și am zis, câte persoane aveți aici cu nevoi speciale? 150. Wow! Câți? 150 de persoane. Zice, săptămâna asta, zice, săptămâna viitoare, am iară. Fua, zic, ok. Deci, clar, acolo trebuie să ne implicăm foarte mult, pentru că acei oameni să vin non-stop la mare. Grupurile gata constituite. Da. Exact. Doar accesibilizarea. Exact. Și atunci a trebuit să duc acel scaun, o să ducem acum covoarele, adică clar ne implicăm, mai ales în locurile unde oamenii se implică și ei la rândul lor să aducă atâta bucurie. Camerele erau accesibile toate, deci erau super ok. E firesc să vorbim și despre costuri, pentru că unii se întreabă, domnule, da, e frumos, e important, dar e scump. Ce le zici? Tot ce ține de persoane cu nevoi speciale e de 10 ori prețul decât poți să-ți imaginezi întotdeauna. Un scaun de iarnă, de exemplu, dacă ții minte, ți-am povestit, e 6500 de euro. Acum l-am luat la 7800 de euro. Un scaun. Când am ajuns în România și mi l-a văzut prima dată un inginer, a zis, eu nu-ți 1000 de euro ți-l fac. Dar bineînțeles, nu era autorizat, patentat și restul lucrurilor. E nevoie de certificări speciale, de omologări, pentru a respecta toate standardele de siguranță. E important să spunem asta, doamnelor, domnilor, nicio persoană cu dizabilități care încearcă aceste activități sportive sau echipamente nu este nicio secundă pusă în pericol. Da, bineînțeles, toate echipamentele sunt top. Adică întotdeauna m-am dus spre echipamentele care sunt cea mai bună calitate ce am găsit în lume, chiar dacă au fost foarte scumpe. Asta, pe partea asta ne-am dus pentru că vreau în primul rând să simte ei în siguranță, vreau să se simtă în siguranță și cei care fac activități cu ei. Deci vreau și acel salvamar când merge pe apă și îl vede pe o persoană că intră cu acel scaun să știe ok, ăsta nu îl întorci, scaunul e super solid, merge foarte ușor pe nisip și plutește foarte ușor în apă și nu îl răstorne. Adică să simtă foarte, foarte în siguranță. Altfel nu poți să faci. E nevoie de o pregătire, îmi cer scuze că te-am întrerupt, o pregătire specială, nu știu, pe pârtia instructorilor de schi, a salvamarilor pe litoral pentru interacțiune, o faceți voi cum? O facem noi în momentele când suntem acolo cu oamenii și ducând acei oameni în apă, ei vin și văd exact ce se întâmplă, pentru că nu durează foarte mult. Iar la un pe pârtie iarna, un salvamont sau monitorii de schi de acolo, care sunt de obicei sunt profesioniști în schi, când au văzut cât e de ușor se înclin și cantează scaunul singur, în 3 minute a luat scaunul și a zburat cu el. Adică pentru ei e foarte ușor, pentru că sistemele sunt foarte noi și foarte performante. Pe litoral aveți, să spunem așa, un punct, o tabără sau vă plimbați? Pe pagina Kayak Smile de Facebook oamenii vor găsi toate informațiile de care au nevoie. Da, vor găsi acolo pe Facebook, Instagram, pe paginile noastre vor găsi unde sunt acele echipamente. Și deocamdată eu stau în timpul weekendului într-o bază, am o bază la Eforie Sud și de acolo mă plimb și mă mai duc să văd Constanța, Mamaia, unde sunt echipamentele Eforie Sud, Eforie Nord, Costinești, Saturn, Venus, peste tot pe unde avem echipamentele, mai călătoresc și mă mai duc să văd ce mai este nevoie și ce mai trebuie. Dar baza efectiv mi-este la Eforie Sud pentru că e o stațiune minunată. Eu n-am mai fost încă niciodată acolo, cred că odată am trecut pe acolo și acum când am ajuns să văd ce se întâmplă acolo, am văzut o stațiune foarte, foarte liniștită. Foarte liniștită și cu prețuri super ok. Și atunci am zis, bun,
am văzut foarte multe persoane cu nevoi speciale deja acolo, mm-hmm. pentru că ei deja decideau, pentru că, da, ok, din punct de vedere al banilor, nu, poate nu te duci și nu ajungi la Mamaia, ci te duci unde îți permiți. Și când am văzut că ei deja sunt aici, i-am întrebat, ok, zic, dar de ce? Păi pentru că stațiunea aici ne permite, mai aici. Ok, hai să-mi fac baza aici. Atunci am rămas cu baza acolo, pentru că vin de afară mulți care nici măcar nu știu de noi. Da. Ne vedem acolo. Și am văzut că ești prezent cu familia, cu copiii pe care îi implici încă de mici în aceste activități. Cum cred că ei sunt mult mai deschiși, mai acceptanți, nu? Da, Au mult mai puține bariere decât societatea în general. Copiii mei nu realizează, nu știu, cred că... Uite, Mirela Retegan mi-a spus chiar acum când a fost cu noi și a zis că nu se dai seama, cred că copiii tăi vor fi cei mai mari luptători pentru acești oameni, pentru că nu poți să vii la fiul meu care are 11 ani sau la Ștefanel cel mic care are 7 ani să-i spui că o persoană în scaun nu poate să-ți urce trepte sau nu poți să-i spui că nu poate să coboare în munte. De ce? Pentru că a coborât cu el. A schiat cu el, schiază cu el. Nu poți să spui că nu merge în mare, că merge în mare. Nu poți să zici că, uite, persoana asta nu poate urca pe un jet ski. De ce? Că a fost cu el pe jet ski. Și de aici, atunci, ei așa au crescut. Ei și cei din jurul nostru, jurul echipei, noi tot așa îi creștem. Și atunci nu poți să vii să spui că, uite, nevăzător, de exemplu, acum se distrau la nevăzător, la hai să ne tamponăm cu mașinuțele. Da, spune că un nevăzător nu poate să se bucure de astfel de activitate. Nu poți să spui lui. El îți spune, ok, hai să-ți arăt că se poate. Adică ți-l duce de mânuță și-ți arată. Ți-au dat persoanele cu dizabilități cu care ai interacționat în acest sezon noi idei de accesibilizare? Da, toți. Să știi, toți. Uite, am avut familii cu copii în scaun electric, am avut în cârje, am avut nevăzători, am avut amputați, da, toți mi-au dat idei legate de accesul lor până la apă. Pentru că în apă toți își doresc să vină și cred că așa se va întâmpla probabil în primele sezoane, vor fi iar alături de noi. Pentru că în momentul când sunt cu tine acolo, știu că nu se plictisesc. Și chiar dacă îi dai acel scaun unei persoane cu dizabilități locomotorii și se bucură că în sfârșit stă în apă, plutește cu el și se bucură de apa mării și e o bucurie enormă pentru el, el știe că la un moment dat eu voi lua poate pe paddleboard-ul și îl urc pe paddle și încerc să fac surf cu el sau îl iau în caiac și mă duc în largul mării cu el și simte puterea apei și se bucură și se încarcă enorm de mult sau îl pun pe un jet ski sau îl duc cu ATV-urile de nisip cu salvamari. Deci totuși le trebuie aventura asta. Pentru anumite persoane, chiar dacă sunt la vârsta maturității, e prima experiență de acest fel din viață. Da. Majoritatea sunt prima experiență de astfel. Sunt care au fost la mare. Mai sunt multe care n-au fost la mare și n-au fost la noi la mare. Și în momentul când au venit cu taberele, asta mi-am și dorit. A zis că așa ceva n-a trăit în viața lui. Pentru că oriunde ar se duce, poate să meargă în orice altă țară, posibil să aibă accesibil totul până acolo. Dar la apă ești tu, exact. La apă. Nu o să vină nimeni să te ia în brațe, să te trântească în apă, să te bucure cu un jet ski sau să te bucure cu un caiac, să te ducă în largul mării. Noi asta facem. Noi asta facem pentru că îmi doresc să vină din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți să înțeleagă că sunt acolo. Și atunci asta vom face probabil de acum înainte, o lună și ceva vom fi la mare, când vor veni mii și mii de persoane cu noi acolo, dar doar să simt această bucurie. De multe ori poate noi nu ne bucurăm. Eu am văzut oameni sănătoși care vineau la mare și nu s-au bucurat de atâta aventuri, cât i-am dus eu persoanele de lângă ei. Suntem la finalul intervenției noastre. Ionuț, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mult, mult succes cu acest proiect la mare până în data de 25 august. Persoanele cu dizabilități pot beneficia, vă repet, doamnelor, domnilor, de sporturi nautice și foarte multe activități potrivite sezonului cald datorită Asociației Kayak Smile. Mulțumesc și mult succes! Eu îți mulțumesc! Mergem acum mai departe, vă spuneam, e săptămâna mondială a alăptării, iar la Cluj-Napoca are loc un simpozion regional dedicat promovării alăptării. Astfel, doamna Emiliana Costiuc, care e președinte al Asociației Medicilor de Familie din Cluj, în legătură telefonică cu noi, sărut mâinile, vă mulțumesc pentru că ați revenit la Prim Plan Obiectiv. Vreau să ne dați detalii despre aceste evenimente. Bună ziua, bine v-am găsit! Da, săptămâna mondială a alăptării se desfășoară în fiecare prima săptămână din luna august. Este o campanie la nivel mondial de conștientizare a importanței alăptării ca prim pas pentru o alimentație sănătoasă. În acest sens, Asociația Română de Educație Pediatrică în Medicina de Familie, Asociația Medicilor de Familie Cluj, în colaborare cu Catedra de Medicină de Familie a UMF Cluj, au organizat un simpozion dedicat tinerilor medici de familie, specialiști și rezidenți, având ca temă principală tocmai asta, concilierea și promovarea alimentației naturale a alăptării în cabinetele de medicină de familie.
Și știu, doamna doctor, faptul că medicii de familie recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață și continuarea alăptării pe lângă alimentația complementară până la 2 ani. De altfel, acestea sunt și reglementările, să spunem, sau recomandările, mai bine spus, ale Organizației Mondiale a Sănătății. De ce este atât de important acest aspect? Da, da. Toate experiențele pe care noi, ca specie, le-am trăit de-a lungul anilor, a demonstrat importanța alăptării, importanța laptelui matern în primele luni de viață. Și, într-adevăr, din 1990, de când a fost emisă declarația de la Innocenti, o declarație a Organizației Mondiale a Sănătății și a UNICEF, legată de recomandarea de alăptare exclusivă în primele 6 luni a copilului. Deci asta înseamnă fără niciun alt aliment sau lichid, doar lapte de mamă, doar lapte de la sân și continuarea apoi a laptelui matern până la vârsta de 2 ani, alături de o alimentație complementară diversificată corespunzătoare. Deci de atunci politica de sănătate publică s-a schimbat la nivel național, toate statele au preluat această declarație și această politică de sănătate publică pentru consilierea privind alăptarea exclusivă în primele 6 luni. Beneficiile sunt incomensurabile, deci avem de-a face cu un aliment viu, avem de-a face cu un lapte matern personalizat, specific, nevoilor nutriționale ale copilului. Dacă lui este sete, laptele este mai diluat, dacă este foame, laptele este mai concentrat. Dimineața are mai mulți hormoni de energie, seara are mai multă melatonină. Este un produs care nu poate fi reprodus în compoziția și în calitățile lui, pe care îl avem la îndemână și noi asta dorim ca medici să conștientizăm încă din timpul sarcinii, din timpul consultațiilor prenatale, această importanță și beneficiile alăptării atât pentru copil cât și pentru mamă, pentru că are beneficii și pentru sănătatea mamei de reglare a sindromului metabolic, de scăderea riscului de obezitate, de cancer de sân sau de cancer uterin. Deci sunt multe beneficii care au fost demonstrate de-a lungul anilor și pe care noi suntem datori să le promovăm și să informăm pacientele, viitoarele mămici și să susținem alăptarea. Și vreau să vă întreb, doamna doctor Costiu, pentru că dumneavoastră lucrați cumva la firul ierbii, acolo în interacțiune directă cu mulți părinți, cu multe familii și cu copiilor, este acest mesaj înțeles de către mamele din România, de către familiile din România? Cum stăm la nivel de țară comparativ cu alte țări în ceea ce privește alăptarea exclusivă de la să spuneam, în primele 6 luni ca recomandare OMS, iar apoi pe lângă introducerea celorlalte alimente continuată până la 2 ani? Din păcate, la nivel mondial, numărul copiilor alăptați nu trece de 40%, deci cam 3 din 5 copii maxim sunt alăptați și nici noi la nivel național nu stăm mai bine. Dar aici intervine rolul echipei medicului de familie, sigur, și campaniile acestea au un rol important și dumneavoastră, prin această știre, practic, atenționați și conștientizați asupra acestui rol important al alăptării. O facem în fiecare zi cu credință și cu speranță că lucrurile le putem îmbunătăți. Sigur că sunt mulți copii născuți prin operație cezariană, acolo unde e mult mai greu de alăptat după. E mult mai greu să începi alăptarea în prima oră de viață, așa cum recomandă OMS. Și e mult mai greu să alăptezi exclusiv un copil născut prin operație cezariană, dar să știți că sunt mămici luptătoare, sunt tot mai multe familii care au un comportament preventiv, deci își doresc să alăpteze, își doresc cei mai buni pentru copiii lor și chiar m-a surprins acest aspect, își doresc prevenție și să își protejeze copiii prin alăptare, printr-o nutriție echilibrată, prin continuarea alimentației complementare, diversificarea alimentației, cum spuneam noi, cu alimente sănătoase și prin vaccinare. Suntem la finalul intervenției noastre și mai vreau să vă adresez o ultimă întrebare. Știu că am discutat în platoul emisiunii noastre cu alte ocazii despre importanța dezvoltării în România unor bănci de lapte. Și știu că la un moment dat era o inițiativă la București, nu cunosc statutul acestei inițiative în acest moment. Care este opinia dumneavoastră a specialiștilor despre acest subiect? Așa cum vă spuneam, laptele matern
este un aliment personalizat. Deci, da, oricum, un lapte de mamă ar fi de preferat, chiar dacă nu este de la propria mamă, dar vine și cu alte riscuri legate de transmiterea unor boli, de compoziție a laptelui matern, care nu este specificată neapărat nevoilor nutriționale ale copiilor. Așa că noi ne focusăm mai mult spre această parte de a stimula și de a conștientiza importanța alimentației fiecărui copil cu lapte matern de la propria mamă. Nu cunosc situația cu bazele de lapte matern, dar consider că aici ar trebui să ne îndreptăm toate eforturile pe stimularea lactației mamei. Vă mulțumesc foarte mult. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, a fost alături de noi în legătură telefonică directă doamna Emiliana Costiuc, președintea Asociației Medicilor de Familie din Cluj-Napoca, într-o discuție despre importanța alăptării și despre Săptămâna Mondială a Alăptării. Noi mergem acum mai departe. Vă spun faptul că la Cluj-Napoca polițiștii fac verificări într-un caz de neglijență asupra unui animal. Câinele a fost salvat printr-un ordin de plasare emis de Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Cățelul ar fi fost agresat, nu mai fusese scos din casă de mai bine de un an, nu era în evidența niciunui veterinar și nici nu era microcipat. Oamenii legii au și amendat familia respectivă, iar acum cercetează cazul. Între timp, animalul a fost preluat de către un ONG care va face acum demersurile necesare pentru a-l da spre adopție. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. A fost nevoie de un ordin de plasare din partea Biroului pentru Protecția Animalelor Cluj pentru ca patrupedul să fie luat din familie și dus în siguranță într-un adăpost. Cățelul ar fi fost maltratat, nu a fost dus la veterinar, nu era vaccinat și nici microcipat. Eu mai mult n-am putut face pentru el, din păcate, și decât să stea în casă, că nu era bine nici pentru noi, nici pentru el. Stătea închis într-o cameră. Mă rog, îl mai eliberam prin casă așa, dar supravegheat. Asistentul social, care are în evidență familia, a observat condițiile în care era ținut câinele. A sesizat poliția locală, care a cerut sprijinul ONG-ului. Procedura de preluare a unui animal aflat în pericol este una complexă. Automat trebuie să sesizeze organele care au competențe. În cazul nostru, IPJ Cluj, respectiv Birou pentru Protecția Animalelor. Pentru animale în stare de pericol trebuie emis ordin de plasare în adăpost. Ordin de plasare în adăpost care la rândul lui ar trebui pus în execuție. Cățelul a fost adus la un cabinet veterinar unde i-a fost evaluată starea de sănătate. Cățelul pare într-o stare de sănătate destul de precară, are o dermatită destul de pronunțată în momentul actual. O să o microcipăm, o să-i facem schema de vaccinare, de parazitările, sterilizarea. O să rămână la noi în grijă, la evaluare, evaluare fizică, comportamentală. Câinele nu mai fusese scos din casă de mai bine de un an. Este foarte greu să reintegrezi un cățel care a stat un an, doi, fără să iasă afară. Practic nu știe cum sună avionul, nu știe cum sună sirenele, nu știe cum e în aglomerație, nu știe să se comporte cu alți căței. Oamenii legii fac cercetări în acest caz. În urma aspectelor constatate la fața locului, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au emis ordin de plasare în adăpost a exemplarului canin pentru o perioadă de 45 de zile, documentația în cauză fiind transmisă Consiliului Județean Cluj în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de legislație în domeniu. Totodată, polițiștii au aplicat sancțiuni contravenționale proprietarului animalului pentru nerespectarea obligațiilor referitoare la asistența medicală a patrupedului. Între asociație și poliția locală din Florești există o colaborare de 4 ani. Împreună merg în teren și fac acțiuni de informare în rândul cetățenilor. De asemenea, cazuri sunt regretabile că se întâmplă, pentru că animalele sunt parte integrată din viața noastră, sunt niște suflete care trebuie tratate ca atare, cu multă iubire. De asemenea, Primăria Florești are un program de sterilizare gratuită a animalelor. Biroul pentru Protecția Animalelor a primit numeroase sesizări anul acesta în ceea ce privește neglijența sau abuzul împotriva unui patruped. Am instrumentat la nivelul județului 608 petiții, reclamații sau alte sesizări, alte decât cele cu caracter penal. Pe acest domeniu au fost aplicate 411 sancțiuni contravenționale, în valoare de 172.000 de lei aproximativ, fiind rezultatul a 445 de acțiuni și controle. Un element de noutate care a fost introdus în legislația privind protecția animalelor reprezintă ordinul de plasare în adăpost. În primele 6 luni am avut 7 asemenea situații. În cazul în care sesizați o situație în care un animal se află în pericol, sunați la 112.
Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, și a sosit deja patrupeda Daisy. O să o vedeți imediat în imagine. A venit împreună cu Maria Paula Boco și e stăpâna ei și în același timp medic veterinar. Te salut și îți mulțumesc foarte mult pentru că ești astăzi. Mulțumesc și eu. Iată, o vedem. O vedeți acum, doamnelor, domnilor, pe Daisy în imagine. E, cred, destul de relaxată și bucuroasă, nu? Să apară la televizor într-o emisiune a postului public de televiziune. Da, așa cred și eu. Daisy este obișnuită să fie în jurul oamenilor, mai ales în jurul copilașilor. E câine specializat în terapie? Da. Încă nu am reușit să completăm, este un procedeu mai lung prin care obține un anumit atestat, dar se pregătește pentru asta, da. Cum se întâmplă ca un câine să ajungă să treacă prin tot acest proces? E ceva complicat, sunt anumite abilități de bună seamă care trebuie dezvoltate, nu? Nu orice câine cred că poate fi luat, e drăguț, e jucăuș, da. Punem copiii lângă și gata, a devenit câine de terapie. Da, într-adevăr, nu contează rasa cât comportamentul animăluțului. Poate să fie câine, pisică, cai, lame sunt. La ea, ce am observat când am adoptat-o, pentru că am adoptat-o de un an și ceva. Adoptat-o? Da, am adoptat-o. Wow. Este foarte liniștită, după cum se vede. Iubește copiii. Interacționează foarte bine cu copiii și cu alte animaluțe. Și este foarte, foarte liniștită. Și cam asta se dorește de la orice animal de terapie, să fie liniștit și să se poată lucra cu el. Cred că e important în acest context să subliniem, iată, necesitatea educației. Și când spun educație, nu mă refer doar la câinele, care devine un specialist în interacțiunea om-animal, ci și a stăpânului, exact. Apropo și de ce am văzut în știrea care a deschis intervenția noastră. Da. Animale neglijate, e extrem de bine că în momentul de față România are și legislație și, înțeleg, reacționează autoritățile competente, nu mai permit abuzuri de tot felul, așa cum am văzut în știre. Cât de importantă e această educație pentru interacțiunea corectă, să spunem, și sănătoasă om-animal? Cred că este foarte, foarte important, mai ales la să se înceapă cât de repede. Copilașii să înțeleagă că, de fapt, animăluțele au nevoie de îngrijiri speciale, au nevoie de tratamente, au nevoie să fie educate, inclusiv cum este Daisy. Într-adevăr, eu lucrând și la spital, la noi la facultate, există cazuri de, să zicem, maltratare, în care, sau poate, pur și simplu, proprietarii nu cunosc ceea ce ar trebui să facă cu un animăluț. Nu știu că ar trebui vaccinat, sterilizat, microcipat. De aceea, noi, medicii, încercăm să le explicăm cât mai detaliat de fiecare dată când vin, mai ales cu noi animăluțe, cam ce ar trebui să facă. Cumva, unele lucruri, sigur că poate au o notă mai specială, dar unele sunt absolut de bun simț. E sezon cald, e caniculă. Dacă n-ai stat tu sau nu ți-ai lăsat copilul într-o mașină la 40 de grade, de ce ai face-o cu un animal? Adică nu cred că trebuie să citim 3 tratate de medicină veterinară ca să înțelegem, da, că un câine trebuie hrănit, trebuie scos, trebuie socializat, trebuie să-i se dea apă atunci, da, când este sete. S-au ferit de, nu, de frig extrem, de, frig, da, de căldură extrem. Da, da, doar că, din ce am observat, unii poate pur și simplu nu își dau seama, de fapt, de gravitatea situației. Chiar dacă noi oamenii nu stăm la căldură, nouă ne este foarte ușor să ne ascundem de acea căldură sau să mergem la umbră. Poate animăluțul nu are această opțiune, poate nu are de unde să mănânce. Și atunci, cu multă răbdare și cu empatie, pentru că asta mi se pare că e cel mai important, ușor, ușor începem să educăm populația din România. Vreau să te întreb, Maria, care sunt beneficiile terapiei cu animale pentru copii aflați în diverse situații de nevoie? Eu colaboram cu cei de la Dog Assist. Ei au un complex mai mare de animăluțe de terapie. Am observat, copilașul de obicei interacționează cu psihologul. Da. Și atât. Copilașii cu diferite probleme, de la autism, la sindrom Down, se simt mult mai liniștiți și în siguranță atunci când au un partener necuvântător care le oferă această liniște pe care și el o are, și atunci interacționează mult mai bine și cu psihologul. Încep să aibă mai multă încredere în ei,
încep să se simtă mult mai familiarizați cu mediul unde sunt și atunci ușor, ușor se liniștesc și ei. Știu că în tot acest proces e de fapt o triadă, nu e doar animalul și copilul. Da. Ba mai mult decât atât, e cooptat și medicul veterinar aici, pentru că pe tot parcursul intervenției terapeutice e extrem de important ca acel copil să nu fie stresat, dar în egală măsură e important ca nici animalul să nu fie stresat. Exact, exact. Rolul meu este, se numesc conductori, cei care stau cu cățelușul. Conductorii nu prea interacționează cu copilașul decât dacă le este cumva permis. Rolul lor acolo este să se asigure că nu pățește nimic animăluțul. Dacă, de exemplu, sunt copii mai energici și se duc spre animal prea repede sau se vede că îl sperie sau îl stresează, atunci intervine conductorul și cumva îi desparte până se liniștesc ambele părți. Sunt, înțeleg, anumite semne prin care voi, specialiștii, vedeți imediat dacă animalul se simte bine sau dacă are un anumit stres. Și vreau să ne dai câteva exemple și dintr-o categorie și din alta. La ce ar trebui să fim atenți ca părinți în momentul în care un copil interacționează cu un animal, când ne dăm seama că ar trebui să oprim? Să-i separăm, da. În primul rând, cred că cel mai cunoscut semn este codița între picioare. Frică, nu? Frică, sau dorință le este de retrage. Frică, vor să se ascundă puțin, poate este prea mult, este un stimul prea puternic pentru ei. Daisy are urechile tăiate, dar de obicei își dau urechile pe spate sau încep să caște sau se uită așa speriați, își caută stăpânul pentru a-i căscatul, asigura. Căscatul, înțeleg că nu e un semn de oboseală sau de somn, nu neapărat, ci mai degrabă de stres. Nu neapărat, depinzând de situație, este un semn de stres, da. Dacă, de exemplu, Daisy acum ar căsca și nu ar sta liniștită cum stă, atunci eu aș ști că ceva o deranjează și probabil se simte copleșită și nu știe. Știu că tu mai ai un obiectiv, să spunem așa, pe agenda interacțiunii tale cu copiii. Îți dorești foarte mult să promovezi meseria de medic veterinar în rândul lor și aș începe această poveste cu tine prin a te întreba cum ai ajuns tu medic veterinar. Ce te-a atras pe această lume? Eu de mică eram foarte obsedată de animăluțe. Obsedată. Poate sună urât, dar tot ce vedeam eu erau animăluțele. Aveai? Da, am crescut la țară cu bunicii mei. Excelent. Și bineînțeles că aveau mai de mult și văcuțe și oi și cai și eu am crescut cumva printre animale. Am crescut inclusiv cu câini și pisici și din dorința de a-i putea ajuta, am dat la veterinară. Deși ești foarte tânără, nu faci parte din, să spun așa, grupul de oameni care credeau că vaca-i mof pentru că așa au văzut reclame la televizor. Da, da, da. Ai fost acolo, da. Chiar printre animale. Da, exact. Ce-ți place, ce iubești în meseria ta de medic veterinar? Cum e să fii? Știu că acum îți continui studiile la nivel de doctorat și lucrezi în cadrul spitalului, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Exact. Am rămas la doctorat pentru partea de morfopatologie. Cum există la oameni morfopatologie sau anatomie patologică, așa există și la animăluțe. Iar munca din spital este din pasiunea de a interacționa, propriu-zis cu animăluțele și mai ales cu oamenii. M-am obișnuit să lucrez cu oameni, îmi place să lucrez cu oameni. Avem cazuri foarte interesante pe care poate nu le-aș vedea într-un cabinet. Avem aparatură, avem specialiști și mi-am dorit neapărat să continui. Simți o diferență în România marcantă între ceea ce se întâmplă, să spunem, în zonele de oraș, acolo unde mai degrabă vorbim de animale de companie, da, și ceea ce se întâmplă la țară, unde știu că cel puțin în trecut erau, sper că nu se mai întâmplă astfel de situații, atunci când un animal de pază, un câine pe care tu de fapt îl ții în curte ca să apere casa, în momentul în care e prea bătrân, e trimis pe uliță și pentru că nu mai folosește cumva. Deși dacă stăm să ne gândim, el e un membru al acelei familii. Nu e ca și cum ți-ai trimite bătrânii de acasă, că nu mai folosesc. Da, este o diferență, cred eu, din ce în ce mai micuță, sau îmi place să cred că e din ce în ce mai micuță, între mentalitatea de la sat, să zicem, și cea de la oraș. Într-adevăr, oamenii de la oraș își iau animale pentru confortul psihic mai mult, nu neapărat din nevoia de a-și lua animale. Și poate au nevoie inclusiv de un partener, poate chiar îl consideră membru al familiei, cum ați zis. La țară, în schimb, animalele au o anumită funcție, au
o anume parte de îndeplinit și poate oamenii de acolo nu se gândesc neapărat la sentimentele animalului, ci se gândesc la ce ar fi potrivit animalul să facă ca să-i ajute pe ei. Suntem, Maria, la finalul intervenției noastre și am să te rog să transmiți un mesaj părinților, celor care probabil se gândesc, cochetau cu această idee de a include pe copilași în acțiuni de terapie sau de interacțiune om-animal. Da, pentru copilași chiar îmi doresc să veniți să interacționați și voi cu animăluțe de terapie, să veniți la spital dacă vă doriți, să aveți grijă de animăluțele voastre. Iar pentru părinți există tot felul de programe pe care îi încurajez să le descopere ca să se bucure atât ei cât și copilașii de micile animale. Maria și Daisy, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Mult, mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit prin Plan Obiectiv la final. Rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor o zi excelentă. La revedere!